Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să urmărim care sunt principalele titluri ale ediției. Ce înseamnă lupta împotriva corupției? De ce există corupția și ce este important acum pentru cetățenii Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană? Sunt câteva dintre subiectele abordate de procurorul șef al parchetului european, Laura Codruța Chiove, și cu studenții de la USM. Peste 1000 de oameni s-au adunat sâmbătă dimineață în PMAN pentru a aduce un omagiu limbii române prin participarea la Marea Dictare Națională. Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova va efectua în cel mai scurt timp o donație de carte către bibliotecile din Republica Moldova. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al DRRM din cadrul Guvernului României, Adrian Dupu. Campania Oamenii Independenței, Vocile Basarabiei, lansată de postul nostru de televiziune, este în desfășurare. I-am întrebat pe locuitorii din Slobozia Mare, Cahul, ce doresc Republicii Moldova la 33 de ani de independență. Procurorul șef al parchetului european, Laura Codruța Chioveși, a ținut o prelegere în fața studenților de la Universitatea de Stat din Moldova. Bazându-se pe propria experiență și percepție, înaltul oficial european a răspuns la întrebările viitorilor procurori, magistrați, avocați și juriști, explicându-le în esență ce ar însemna cu adevărat o luptă împotriva fenomenului corupției, de ce există corupția și ce este important acum pentru cetățenii Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană. Mesajul pe care am vrut să-l transmit este că odată cu aderarea la Uniunea Europeană vor avea o șansă, restul depinde de ei. Trebuie să muncească, să fie consecvenți. Am discutat despre lupta cu corupția, am subliniat faptul că nu există nicio țară curată de corupție, deja nu trebuie să ne facem griji că una sau alta dintre țările pe care le cunoaștem este mai coruptă sau mai puțin coruptă. Corupția există peste tot. Încerca să îi încurajez, sigur, probabil nu a fost foarte populară când ne-a spus că trebuie să muncească și să învețe, dar vor avea parte de sprijin, vor avea parte de îndrumare, vor avea acces la resurse materiale mai bune și mai departe totul depinde de ei. Potrivit oficialului european, cei care cred că aderarea la Uniunea Europeană elimină corupția și provocările legate de statul de drept se înșeală, deoarece această luptă este una continuă. Combaterea corupției nu este doar responsabilitatea sistemului de justiție, ci întreaga societate trebuie să fie implicată. Nu există țară curată. Întâlnim corupție peste tot în Europa, în toate statele membre. Și această luptă trebuie să o ducem în fiecare zi. Dacă intrăm în Uniunea Europeană, mâine n-am intrat în paradis. Lucrurile rămân acolo. Trebuie să muncim, trebuie să ne asumăm responsabilitățile, trebuie să luptăm cu corupția. La fel cum noi ne facem treaba, probabil că și criminalii doresc să-și continue activitățile. Ceea ce vedem în fiecare zi, că sunt provocări și la statul de drept, sunt provocări și în ce privește lupta cu corupția. Deci, cu siguranță, pot să dureze câțiva ani, orice proces de reformare va dura câțiva ani. Laura Codruța Chioveși a continuat că, indiferent de modul în care este organizat sistemul judiciar, indiferent de legislație, totul se reduce la cum procurorii, judecătorii și polițiștii își fac treaba. Modul în care parchetul european lucrează poate să ajute Republica Moldova, pentru că noi avem acea viziune, vedere din elicopter, adică vedem cumva de sus ce se întâmplă în toate statele membre, avem acces la toate informațiile care sunt înregistrate în statele membre care participă la EPPO și am creat această zonă EPPO, iar în cadrul acestei zone EPPO putem să gestionăm informațiile și să aplicăm o strategie diferită. De aceea cred că pentru colegii noștri moldoveni, în momentul în care lucrează cu EPPO, toate aceste avantaje vor fi și în folosul lor.
Procurorul șef al parchetului european se află în Republica Moldova la invitația ministrei justiției Veronica Mihailov-Moraru. În cadrul vizitei, Laura Codruța Kövesi are planificate întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu prim-ministrul Dorin Recean. De asemenea, este preconizată participarea la ședința platformei anticorupție. Ultima vizită a Laurei Codruța Kövesi în Republica Moldova a avut loc în luna iulie 2022, când a fost semnat un acord de cooperare între Procuratura Republicii Moldova și parchetul european. Peste 1000 de oameni s-au adunat sâmbătă dimineață în Piața Marii Adunări Naționale pentru a aduce un omagiu limbii române prin participarea la Marea Dictare Națională. Prezent la eveniment, ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a apreciat înalt faptul că este atât de multă lume dornică de a promova și de a studia limba română. Un interes foarte mare în acest an pentru eveniment. Avem peste 1800 de participanți, practic de 4 ori mai mulți decât anul trecut, și totodată în 15 raioane se fac replici a evenimentului și eu sunt sigur că lumea urmărește și live și încearcă și acasă să scrie dictarea. Apreciem interesul pentru eveniment și ne bucurăm că putem într-un asemenea mod să celebrăm limba română. Totodată, șeful de la educație a menționat că este de apreciat și faptul că la ediția din acest an a Marii Dictări Naționale participă și un număr destul de mare de alolingvi. Nu avem o statistică, dar am văzut și astăzi vorbitori de rusă care sunt alături de noi. Am văzut diplomați străini care scriu dictarea și ne bucură interesul de care dau dovadă. În programul de limba română avem peste 10.000 de participanți care învață limba română deja a doilea an și asta vorbește despre faptul că atunci când se oferă oportunități gratuite, există și interes. La rândul său, participanții au declarat că, deși au întâmpinat unele dificultăți, textul dictării n-a fost extrem de complicat și chiar le-a trezit amintiri frumoase. Am văzut anul trecut prima ediție a dictării și n-am reușit să particip și am zis că în acest an de ce nu să-mi testez cunoștințele, să văd cum e, și evenimentul, pot să zic că da, mi-a plăcut, a fost pe măsura așteptărilor. O să apreciez deja cei care evaluează, dar mai mult de 7. Mai bine să fiu așa un pic mai pesimistă, dar poate rezultatul mă bucură mai mult. A fost un text interesant, a fost destul de complicat, a avut tot felul de probleme. Mulțumim, dragilor, că ați fost alături de noi în această nouă ediție a Marii. Dictarea a fost una foarte frumoasă, un text superb, aș spune. Celebrul nostru scriitor, Spiridon Vanghelie, cu siguranță ne-a lăsat o creație impresionantă și chiar m-am bucurat să scriu textul lui. Dar o mare plăcere, absolut, da. Încântare și mulțumire că avem așa posibilitate să ne bucurăm și să cinstim limba română. Potrivit datelor oferite de Ministerul Educației și Cercetării, anul trecut la Marea Dictare Națională au participat circa 450 de persoane. În acest an, numărul participanților a crescut de mai multe ori, fiind înregistrate peste 1800 de persoane. Acestea participă la Marea Dictare Națională, care se desfășoară în 15 centre raionale din Republica Moldova. În data de 31 august, secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, Adrian Dupu, a adus un omagiu limbii române. De la primele ore ale dimineții, oficialul a depus flori la busturile scriitorilor români de pe Aleea Clasicilor din grădina publică Ștefan cel Mare. Totodată, Adrian Dupu a anunțat că de Ziua Limbii Române, DRRM a finalizat toate procedurile și, în cel mai scurt timp, va urma o donație de carte către bibliotecile din Republica Moldova. Astăzi, de Ziua Limbii Române, faptul că Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a finalizat toate procedurile și în cel mai scurt timp va urma o donație de carte către bibliotecile din Republica Moldova de peste 100.000 de volume, care vor merge la peste 300 de biblioteci din întreaga Republică. Oficialul român a subliniat că este bucuros să sărbătorească Ziua Limbii Române la Chișinău, unde pe 31 august 1989 s-a născut această sărbătoare. A fost proclamată limba română și poporul a revendicat libertatea și desprinderea de Imperiul Sovietic. Am dorit să încep ziua, această zi specială pentru orice român, ca în fiecare an, aducând un omagiu scriitorilor și celor care au îmbogățit limba română, cei care au transmis mai departe limba română și
cei care ne-au ajutat prin cuvintele pe care le-au așezat pe hârtie să îndrăgim și mai mult limba română. Ziua de astăzi are o semnificație aparte, pe lângă faptul că toți cei care vorbim, gândim, iubim limba română, sărbătorim limba noastră. 31 august 1989, mai ales aici în stânga Prutului, înseamnă și altceva, înseamnă începutul desprinderii de trecutul sovietic și nu cred că am fi putut vorbi astăzi despre un parcurs european al Republicii Moldova fără acel 31 august. Totodată, Adrian Dupu a ținut să menționeze sacrificiile prin care au trecut românii din stânga Prutului în lupta lor de apărare și revendicare a limbii române. Trebuie să ne aducem aminte în această zi și de faptul că aici, în stânga Prutului, oamenii au suferit, oamenii au fost deportați, oamenii au murit pentru limba română și de aceea trebuie să prețuim și mai mult limba noastră, trebuie să o promovăm și mai mult și să ne asigurăm că o ducem mai departe la generațiile următoare. Mă bucur că și în acest an pot să sărbătorez Ziua Limbii Române aici, aici unde s-a născut această sărbătoare. Anual, pe 31 august, în Republica Moldova este sărbătorită Ziua Limbii Române. Această zi consemnează evenimentul de importanță istorică, Marea Adunare Națională, de pe 27 august 1989, care a cerut autorităților totalitariste proclamarea limbii române drept limbă oficială a Republicii Moldova. Decizia a fost luată pe 31 august 1989. Sovietul Suprem al RSS moldovenești a adoptat legea care conferea limbii moldovenești statutul de limbă de stat. O altă lege stipula renunțarea la grafia chirilică și revenirea la alfabetul latin, ambele acte legislative menționând explicit faptul că limba moldovenească este identică cu limba română. Elveția este unul dintre cei mai mari investitori în Republica Moldova. 120 de companii elvețiene deja au decis să investească în țară și sunt prezente în mai multe domenii, de la producția de medicamente și procesarea fructelor și legumelor până la fabricarea echipamentelor electrice și electrotehnice. Aceste investiții au contribuit semnificativ și continuă să contribuie la dezvoltarea economică a Moldovei, la oferirea de locuri de muncă bine plătite, iar potențialul de creștere este încă unul considerabil. Declarațiile au fost făcute de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Dumitru Alaiba la o conferință de presă susținută împreună cu secretara de stat și directoarea a Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice din cadrul Guvernului Federal Elvețian, Helen Buldinger-Artieda. Astăzi s-au discutat aspecte de la finanțe, agricultură, sectorul vamal, infrastructură, energie, securitate cibernetică și digitalizare, educație, sănătate, turism și multe altele. Am discutat despre cum putem fortifica și extinde legăturile economice și comerciale dintre cele două țări, cum putem valorifica un potențial imens în domeniul economic. Vrem să deschidem noi oportunități pentru investiții, exporturi, care, la rândul lor, să creeze locuri de muncă foarte bine plătite. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării a subliniat importanța relației de prietenie dintre Republica Moldova și Elveția bazată pe încredere și o cooperare de lungă durată și a menționat că în ultimii ani Elveția a devenit piața de desfacere pentru produsele moldovenești. Produsele moldovenești deja ajung pe rafturile magazinelor din Elveția. Fructele noastre proaspete, de la prune, la struguri și altele, bucură consumatorii elvețieni. Dar exportăm și echipamente, piese de schimb și alte produse industriale. Secretara de stat și directoarea Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice, Helen Buldinger-Artieda, și-a exprimat speranța că Republica Moldova să devină membru al Uniunii Europene cu acces deplin pe piața europeană, ceea ce ar fi foarte benefic și pentru investitorii elvețieni din Moldova. Sectorul privat din Elveția va rămâne în Republica Moldova și va continua să creeze locuri de muncă, a spus diplomatul elvețian. A fost o vizită excelentă ca să putem identifica anumite domenii unde noi putem să ajutăm să îmbunătățim.
Evenimentul a avut loc în contextul desfășurării la Chișinău a celei de-a 8-a sesiuni a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Elvețiene pentru Cooperare Comercial-Economică, găzduită de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Guvernul României a confirmat intenția de a cumpăra portul internațional liber din Giurgiulești. Pe 28 august, executivul de peste Prut a aprobat un memorandum în ceea ce privește începerea negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Analistul economic român Emilian Duca a calificat această oportunitate ca a fi una propice pentru dezvoltarea relațiilor economice Republica Moldova-România. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Sinteza Economică. În mod cert, o administrație, să zicem, românească sau a Guvernului României în Giurgiulești va facilita inclusiv pe partea de infrastructură, pe partea de acces la fonduri europene. Deci sunt multe elemente care pot fi luate în considerare, având în vedere și experiența noastră ceva mai mare sau mai mare, fără îndoială, în ce privește relațiile cu instituțiile europene. Și în cazul în care România nu va achiziționa acest port, în mod cert prețul de achiziție și condițiile de achiziție se vor îmbunătăți, pentru că atunci când există concurență și prețurile sunt mai bune pentru cel care vinde. La Giurgiulești operează două entități de infrastructură portuară, Portul de Stat Giurgiulești și Portul Internațional Liber Giurgiulești. Guvernul de la Chișinău a precizat că nu intenționează să vândă Portul de Stat, deși reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, proprietara firmei ce deține Portul Internațional Liber Giurgiulești, afirmă că, deși dorește să găsească un cumpărător de renume pentru port, este concentrată pe discuțiile cu Guvernul Republicii Moldova. Achiziția portului ce aparține Berdului ar putea să fie făcută prin intermediul companiei Administrația Porturilor Maritime Constanța, controlată de statul român prin Ministerul Transporturilor. Declarația integrală a analistului român Emilian Duca o puteți urmări în cadrul emisiunii Sinteza Economică, sâmbătă, 31 august, la ora 11. Campania Oamenii Independenței, Vocile Basarabiei, lansată de postul nostru de televiziune, este în desfășurare. Am continuat să întrebăm pe locuitorii din Slobozia Mare, raionul Cahul, ce doresc Republicii Moldova la 33 de ani de independență. Moldova e europeană, pentru asta ne zbatem. Pentru o Moldova e europeană. Totuși, peste țări acolo e altfel, dar nu te simți ca acasă. Păi da, de când așteptăm asta? Moldova unită cu România, eram români doar odată. Da, da, am dorit. Să fim integrat în Europa. Adică să fim toți împreună. Și să avem viitor acasă. Să nu mai pleci copiii. Băi, țara o iubim pentru că suntem născuți aici. Și suntem basarabeni. Și am dorit, adică, să o iubească toți și să întoarcă toți înapoi, pentru că au rămas sate îmbătrâniți. În Europa aș fi mai bine, zic. Așa socoteam. De acum ne suntem, de acum cu Rusia am fost, ce a fost, n-a să mai fi. Bunii noștri au fost în Siberia duși, iau asta, ce să... Pum, curat s-au râs de oameni. Asta, le-au luat tot ce aveau, nici de mâncare n-aveau. Cu ce asta, cu ce trăim. Da, așa eu asocat că în Europa poate fi mai bine. Sigur că ne iubim țara, numai că e că noi așa patrioți suntem că trăim peste hotare. Nu suntem în concediu acum. Dar cu gândul tot acasă și cu sufletul, da, suntem acasă. De ce ne iubim țara? Pentru tradiții, pentru părinții aici, aici ne-am născut. Doamnelor, domnilor, știrile noastre se încheie aici, însă ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, dar și pe rețelele de socializare. Urmează știrile din sport și datele meteo, iar eu vă doresc o seară liniștită alături de cei dragi și vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.